Bună vlog! Începem fix de unde v-am lăsat și începem cu un prânz la Alexandra. Alexandra, ce pot să zic? Superb! Ești pregătită de măritat, ce să mai... Dacă vrei. Arată superb și sigur e și super, super delicios. Sunt super harnici. Au pus și suportul și televizorul. Și gata! Avem și oglindă pusă pe perete. Superbă! Avem și televizor. Aveți un altă cutie? Da, mulțumim mult că o păstrez tu, luăm doar accesoriile. Da, 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 da. Și o să-l dai un pic mai la stânga și o să arate pe... Stare 1,40 diagonală. 1,25. Pauză de mâncat la 3F. Mare fană 3F ce sunt. I-am lăsat pe băieți acolo să comande. Și eu aștept aici cu mințica. O să mă duci la orice restaurant, eu tot ciorba asta de la 3F o prefer. The best. Poftă bună, copii! Și bineînțeles că ne-am luat și la pachet. Tot zic că nu mai merg la mall în weekend și fac ce fac și tot merg. Și am venit la Decathlon, care e tot un fel de mall. Dar e musai să-și cumpere băieții ăștia ceva, așa că mă duc și pe mine după ei. Și eu sunt îmbrăcată super adecvat, nici o taină n-am cu sportul. Da. Unchiul meu a descoperit Decathlon și acum așa numai chestii care zici că-s de pădurari și de vânători. Și am strecurat printre toate alea o cămașă cât de cât mai colorată. Sper să am succes. Și aici avem cardigan, palton și o subțire de la Zara, care va fi perfect acum pentru primăvară, dar pe care mă gândesc să-l scurtez puțin până aici, la buzunare, că e un pic totuși cam lung. Și stați să vă arăt și hanoracul. Și aici avem rollingul de la Decathlon, care mi se pare că arată super fain și cu cizmele astea, dar mult mai bine cred că arată cu bocanci. Bine, gata și ziua de sâmbătă, ne punem la un film și somn. Bună dimineața! Ce poți să faci sâmbătă dimineața la ora 8? Să te uiți la Equalizer 3. Am glumit, eu să mă pun să fac treabă. Și băieții se uită la treaba asta. Acum o să luăm micul dejun de adevăratelea. Și apoi mai stăm puțin, poate ne mai uităm la un film și mergem să mâncăm la restaurant. Că, na, după ce ai stat atât, iar o să țină foame. Câteva ore mai târziu, eu sunt îmbrăcată și pregătită pentru restaurant. Flavius și unchiul meu au mers să ia pe socri și acum vin după mine și gata. Plecăm spre Taft Junior. Și a venit Nasa, Nasa Bogătașa și Alexandra cu Ianis și aici sunt socri și noi. Restaurantul este plin, așadar vom să-i deranjăm foarte mult. Ești foarte frumoasă. Mamele, ce bine arată tot, tot, tot. Copiii cu pastele. Acolo avem porc, aici avem pește, șalău. Aici avem pui cu gorgonzola și ne-am luat extra și sosul ăsta. Delicios. Mai, dar sunt și cam 3 în loc de 2. Să aveți poftă. Și am ajuns lăsat și bineînțeles că eu am intrat în cadourile lui. A primit și o geacă de la socri și un set din ăsta de bărbați și parfum de la Anca și tort și tricou plus astea. Plus din partea noastră o bicicletă care trebuie să ajungă. Așadar sper că s-a simțit bine de ziua lui dragul de el, că noi ne-am simțit super, super fain. Hai să vedem cum miroase asta. Bună dimineața! Este luni, suntem la micul dejun, după duș, machiaj și cabinet. Și înainte să ajungem acolo, o să ridicăm de la Easybox un mic colețel. Hai să vedem ce se află înăuntru. Și aici avem colețul cu lucruri pe care le-am cumpărat pentru prietena mea, dar cred că o să le scot din toate pungile și apoi o să vi le arăt. Primul articol este chiar tricoul, bluzița aceasta. Apoi avem o altfel de rochiță, ea e un cărămiziu așa foarte frumos și e din bumbac și tu nu mergi lângă ea. Aici avem o bluziță S, dar pare deja L,
Și aici o alta L, care sigur e cam mare. Și aici am luat pentru mine ceva pentru pantofiore. Tălpicile astea sper să-mi fie bune. Și încă un produs pentru telefon, că mă tot vedeți ce am pe spatele telefonului și e tare urât. Și încă o rochie, la fel ca cea roșie, doar că pe verde. Eu v-am spus că vocea mea nu e bună, așadar toată ziua am stat cu pisicuțele. Și astăzi stă și Sara cu noi. Și Becky, care nu se duce aproape la nimeni, dintr-o dată s-a dus la ea și o iubește. Măi, frumusețe tu! Și ia uite ce pisică frumoasă i-a adus Sara. Să aibă cu ce să se joace, Becky. Stă cu noi. Au venit ei amândoi aici cu noi. Prea fain stă. Ia să vedem ce o să faci acum. Deci le-am pește. Vrei, Ianis? Nu? Sau da? Dă-te din cadru să filmezi farfuriile. Ia uite-le ce farfurii frumoase avem. Dacă nu au venit atunci când a fost cu Tom și Jerry, au venit acum. Și o să mâncăm ce-a mai rămas din tort din ele. Bună dimineața, dragilor! Este marți și eu tocmai am luat micul dejun. Mi-am făcut un Dita Mai Shake-ul pentru gustare. Căci nu știu dacă voi ajunge la prânz și să fiu cumva asigurată. Acum mă pregătesc să spăl vasele, duș, mă îmbrac și plec la cabinet. Ieri a fost o zi de pauză, a lucrat doar prietena și colega mea, Anca, iar eu am stat cu pisicile. Așadar, azi recuperăm. Și din nou, casa arată bine, e curată. Și aici, la fel. Și acum pot să plec liniștită la cabinet. Să fac și acolo curat, ce credeți? Trebuie și acolo să aspir și să spăl. S-a încheiat și ziua de marți, am să nu ne simțim vinovați că mâncăm câte un burger, mâncăm câte jumătate, să fie mai bine, mai puțin vinovat. Bună dimineața! Flavia a pregătit micul dejun și ceva care să se potrivească și mai bine. Este un nou vlog de la Universul Parental cu domnul psiholog Constantin, așa că hai să învățăm chestii bune. Să poți să-ți spui ce trebuie, da? Deci, pe mine nu mă interesează. Eu pot să vin cu corpul ăsta aici. Aici, că fac două corpuri de 65 de centimetri. Că mie, normal, la unul dintre ele îmi trebuie doar rușile și la... După cum bine ați văzut, a fost un domn care a luat măsurători pentru că vrem să facem un dulap, pornind de acolo până cam pe la marginea covorului și să fie așa un soi de dulap mască în care să ascundem mașina de spălat, poate un coș cu haine. Și acolo în spate tot felul de cutii cu scule, ce mai are Flavi de depozitat, lucruri de care nu ai nevoie în fiecare zi. Așadar, pentru început o să dea acest blat jos și cu partea aia, după care o să dărâme zidul ca să poată să vină un domn care se ocupă cu un electrician să mute priza și tot ce e pe acolo. Și acum eu trebuie să eliberez aceste sertare în care ținem toate prostioarele. Se lucrează intens. Hai să pun și eu mâna, să nu zic că n-am făcut nimic. Foarte dezolant arată toată treaba. Dar o să arate mai bine în viitor, promit. Peste o lună, două, când o să fie gata dulapul, o să arate super. Alexandra i-a făcut un cadou unchiului meu și a făcut un calendar cu noi. Și acum e momentul să rupem luna ianuarie, nu? Acum și se termină și februarie. Și asta e februarie. Și vine și martie. Bună dimineața! Este vineri, eu în continuare nu mă simt foarte bine, dar am venit să fac totuși curat.
la pisici, să le pun apă, să le pun mâncare. Și acum avem un moment de iubire, după care poate să reușesc să mă apuc de treabă. Opa, bără. Nu știu dacă am spus până acum, dar noi am lăsat curățenia, tot ce trebuia să facem, și am venit să mâncăm. Am făcut cumpărături pe la Pepco, pe la Baz, pe la Musette și mai vrem să mergem și pe la Bodo Sport. Ce să faci? Viață de vineri. Să facem și un mini haul. Avem aceste două tricouri de la Nike, cumpărate din Timișoara, de la Bodo, și acești Nike Air Force One de la Baz, bineînțeles cumpărați de la copii. Apoi L'Oreal Vitamino Color, recomandat de Alexandra. Bineînțeles că am încercat testerele ei și mi-au plăcut. Așadar, o să le folosesc în continuare. La bază era ceva ofertă dacă mai cumpăram ceva șosete, îmi făcea reducere la ăștia, nu știu, am luat. Și de la Pepco am mai luat, bineînțeles, încă o pătură ca să fie acolo, la cabinet, să pot acoperi absolut tot colțarul, ca să stea pisii super, super comfy. Și aici mai avem încă un colet cu ceva cămașă, set, nu știu ce am mai comandat, hai să vedem. Avem aici o cămașă cu un soi de danteluță, așa necălcată, nu știu, pare foarte ieftină și aiurea, dar eu văd frumosul din ea. Și un corset de care sunt super curioasă cum ar arăta. Și acum o să vă arăt și setul. Bluza, care e superbă și e așa crop top și vine peste rochea asta, care e foarte frumie și zic eu că mai merge purtat așa până la finele lui martie. Ultimele articole de la Musette sunt acest ghiozdanel pentru prietena mea Anca. Va fi cadou de ziua ei, dar până voi veți vedea acest video, cadoul va fi deja dăruit, așadar pot să vi-l arăt liniștită. Și în cazul în care nu ați văzut, eu sunt deja fan Musette și am un videoclip despre asta, așadar o să vi-l las în descriere. Și mi-am luat și mie o curea pentru brâu. Mi se pare că arată super, super drăguț și chiar o să vreau să o port în seara asta. Așadar, o să o vedeți pe mine în câteva ore. Suntem pe punctul de plecare la ziua Ancăi și mi-am zis să vă fac așa un outfit of the night. Bineînțeles, cizmele mele lungi și negre, din care nu ies din... nu știu, septembrie până în martie, dar acum chiar cred că n-o să le mai port. Rochița aceasta pe care ați văzut-o nu de mult și cureaua achiziționată astăzi. Eu zic că se potrivesc foarte bine și geanta și paltonul. Și vreau să vă spun un fun fact care e super, super cute. Aceasta este geanta pentru Anca și trebuie să vă mărturisesc că eu nu am foarte multe prietene. Am 4 prietene dragi și apropiate cu care, evident că vorbesc de toate și mă văd în fiecare zi, și toate prietenele mele de ziua lor au primit genți de la Musette. Și una din ele mi-a zis, tu ești Georgina de Timișoara, pentru că, știți voi, într-unul din episoade, Georgina a dat prietenilor genți de la Louis Vuitton, căci avea o colaborare. Mi s-a părut foarte, foarte amuzantă treaba asta. Și astăzi cred că iarăși o să zică și Anca, Georgina de Timișoara. Bun, închei aici, poate o să vă las câteva cadre de la restaurant și apoi gata. Mâine este sâmbătă, aveam foarte multe planuri, dar din păcate în Timișoara arată că o să plouă, așadar nu o să facem nimic, o să stau în casă și o să mă odihnesc, deci probabil că o să încheiem vlogul în seara aceasta. Dimineața, dragilor, e sâmbătă și așa cum vă spuneam și ieri, astăzi nu am mare lucru de făcut. Trebuie să-mi pun aceste umerașe în șifonier și să-mi pun câteva rochii pe ele, pentru că mi-am dat seama că tot cumpărând, am rămas fără umerașe. Apoi, pe acest laptop trebuie să scriu câteva cereri, să-mi fac dosarul pentru a trece la următoarea treaptă de autonom, lucru pe care trebuie să-l fac acum 2-3 ani, dar pentru că nu are o valoare foarte importantă pentru mine, nu m-am grăbit. Și apoi
vreau să mă apuc de această carte și să vedem dacă îmi place, că ar trebui să-mi placă. Am citit Farul și mi-a plăcut foarte mult. Așadar, să vedem dacă o să-mi placă sau nu. Dar mă opresc aici ca să vă urc vlogul, să-l aveți și voi în timp util. Vă spun de pe acum că miercuri nu cred că vom avea un video special, cum avem în fiecare miercuri, pentru că eu voi începe școala și deja o să am foarte, foarte mult de umblat. Pe lângă cabinet, pe lângă tot ce trebuie să fac acasă, vă dați seama, curățenie și aici, curățenie și dincolo, pisici și așa mai departe, acum se mai adaugă și școala. În același timp, miercuri eu am programare la cosmetică. Deci s-ar putea când vin acasă să fac un video despre asta. Nu știu sigur dacă o să reușesc și o să-l pun la timp. Dacă nu, cu siguranță, miercurea cealaltă vom vorbi puțin despre skincare 30+, că e foarte important de menționat și asta. Că dacă îmi vorbește cineva de 16 ani cu tenul perfect despre skincare, e simplu. Dar când avem deja 30+, altfel stă treaba. Bun, vă pup cu drag, vă doresc un weekend minunat și să ne reauzim cu bine. Toate cele bune, pa, pa!